Domnule rector, domnule profesor, vă propun o discuție despre educație, având în vedere că în orice societate educația este considerată unul dintre stâlpii viitorului. Prima întrebare pentru dumneavoastră. România este un amestec de situații paradoxale. Avem olimpici internaționali, în special la matematică, care câștigă premii pe bandă rulantă și teste PISA, pe care unii le consideră dezastruoase ca rezultate, deși ambele extreme aparțin aceluiași sistem. Cum se împacă cele două situații și de ce suntem într-o astfel de situație paradoxală? Cred că cea mai bună explicație ar fi cea istorică. În permanență, în istoria noastră, am fost așa. Am avut puține figuri luminoase, intelectuali extraordinari, oameni care au dus societatea românească spre occidentalizare, școli bune uneori, dar în general, marea masă nu a prea contat în educație și nu s-a investit suficient, cu diferența mici perioade, nu vorbim de Spiru Haret sau chiar Cuza înainte. În momentul de față suntem cam în aceeași situație. Există un procent care după mine este dat de rezultatele la bacalaureat, acela este procentul în care școala nu se face cum trebuie și acolo unde există școală, cum spune un prieten de-al meu, pe bune, cu copii care sunt sprijiniți de familie și de societate și de profesori, au rezultate excelente. Asta pentru că, totuși în zona asta a Europei, datorită istoriei probabil, intelectul oamenilor este ceva mai ridicat, după părerea mea. Și aplicarea spre științele exacte este destul de mare. Domnule rector, ați fost și ministru al educației. De ce nu putem să construim un sistem care să funcționeze astfel încât să producă rezultate în masă la un nivel cât mai ridicat? Îl ascultam pe domnul profesor Radu Gologan. Sunt de acord cu explicația domniei sale. Nu e prima dată când suntem împreună într-o emisiune pe subiecte legate de educație și vă mulțumim pentru invitație. În timp ce adresați întrebarea, mi-a venit imediat în minte un cuvânt pe care cei de la guvern ar trebui să-l aibă pe masă tot timpul. Decalajul. Iar dacă explicația domnului profesor Gologan este corectă din perspectivă istorică, pentru astăzi să explicăm de ce astăzi discutăm în continuare despre Spiru Haret și Cuza, reformele de atunci, este un pic mai complicată. Pentru că noi, de fapt, în ultimii 30 de ani, ar fi trebuit să facem politici publice care să aibă ținte diferite. Ai o politică publică pentru performanță și trebuie să ai o altă politică publică pentru acces și echitate. Și mai este un aspect pe care, din păcate, la nivelul opiniei publice nu am reușit să-l explicăm. Este la fel de onorant să fii olimpic la matematică, așa cum este onorant să fii elev într-un liceu tehnologic și să ai rezultate foarte bune ca urmare a seriozității tale. Ce vreau să spun? Vreau să spun că nu toată lumea poate să fie olimpică la matematică sau la orice altceva și nu toată lumea poate să facă performanță într-un domeniu tehnologic. Dar în România, într-un mod inexplicabil, deși în Germania sau în Austria, de exemplu, este o onoare să fii într-o școală vocațională, dacă ești într-o astfel de instituție de învățământ, se consideră că din start nu ai performat. Adică în loc să încurajăm pe tineri, pe copii, că în fond la 13, 14, 15 ani ești încă un copil, să se concentreze pe ceea ce el poate să facă și nu pe regretele că nu face ce fac alții, le introducem această ierarhie în minte și îi arătăm, punem reflectoarele pe ei, numai pe cei care, într-adevăr, sunt rezultate deosebite, dar unele lucruri nu sunt comparabile. Dați-mi voie să mai beneficiez de câteva secunde. Noi ne uităm la bacalaureat, cum a spus domnul profesor Gologan. Și aceasta, într-un fel, este radiografia. Ce vedem noi la bacalaureat? Nu câți trec și câți nu trec. În primul rând, vedem câți am pierdut. Ce înseamnă am pierdut? Am pierdut copiii pe traseu. Și pierderea nu este așa cum cred unii în ultimii ani de liceu. Noi pierdem copiii în ciclul primar. Deși conform legii ar trebui să fie la școală,
Noi avem un 0,3-0,5% dintre cei născuți care vin la școală, după care nu mai vin. Și unde dispar acești copii? Sunt, știți, când arunci vina de pe unul pe altul, de multe ori este blamată școala, directorul, inspectorul, ministru, pentru lucruri care se desfășoară dincolo de gardul școlii. Asta nu înseamnă că școala nu este responsabilă într-o anumită măsură, dar dumneavoastră ați folosit cuvântul sistem. Sistemul de educație înseamnă inclusiv conectarea la sistemul general, societal, românesc. Asta înseamnă că dacă un părinte nu respectă legea, adică obligativitatea de a avea copilul la școală, nu poate inspectorul școlar sau directorul să aplice o amendă, ci sunt celelalte mecanisme, în primul rând primăria, autoritățile locale și mergând mai departe, care trebuie să se asigure că acel copil, unu, este în siguranță și, doi, este acolo unde legea spune că trebuie să fie, adică în școală. Iar, deci noi pierdem 0,3-0,5% până în clasa a patra, apoi mai avem pierderi, în special în rândul fetelor, când ajung la 13, 14, 15 ani, deci nu este neapărat tranziția către liceu, după care avem alte pierderi de la 8-a la 9-a, atenție, în România învățământul obligatoriu este până în clasa 10-a, inclusiv. Deci noi pierdem masiv copii și apoi mai este pierderea după clasa 10-a, când nu mai este învățământ obligatoriu, dar nu ajung la bacalaureat. Și uite așa ajungem din 180-190 de născuți în urmă cu 18 ani să se să termine clasa 12-a în jur de 130.000, să se înscrie la examenul de bacalaureat în jur de 100.000-110.000 și să treacă și mai puțin. Toate aceste pierderi sunt pe de-o parte pierderi individuale, pentru că fiecare copil în parte contează, dar sunt și pierderi la nivel de societate. Apoi ne mirăm că nu avem oameni care să rezolve diferite probleme la noi în țară. Cred că și societatea are o mare problemă, și anume societatea este incapabilă să valorizeze competența. Și eu vă spun din experiență, de foarte multe ori am fost în situația să recomand studenți foarte buni și prima întrebare care mi se punea, al cui este? Cine îl recomandă? Ceea ce pe mine, de multe ori, mă descumpănea și nu înțelegeam de ce nu mă întreabă ce știe să facă. Dacă societatea nu valorizează competența și nu o recunoaște, este evident că studenții, elevii, în raport cu școala, au un dezinteres pentru că ei nu percep școala ca pe un mecanism de devenire în societate, indiferent pe ce palier. Pe de-o parte, telespectatorii se uită și spun... Domnul Pricopi a fost ministru, vorbește de acces și echitate, ok, ce a făcut? Există proiecte acum în derulare, unul dintre ele foarte important, rău se cheamă, cu Banca Mondială, în care, deja în derulare, cred că în al 5-lea sau al 6-lea an, încercăm să ne uităm la copil 360 de grade. Adică nu mă interesează numai ce face copilul la tablă sau ce notă a luat la geografie, ci vreau să știu ce face copilul și acasă, și în ce mediu este, dacă e sănătos, dacă a mâncat, cum să faci școală cu el, dacă nu are hainele corespunzătoare sau dacă nu a fost hrănit. Proiectul, din păcate, deși a fost foarte bine gândit, având mulți miniștri, ca de obicei, la Ministerul Educației și mai având și mulți miniștri pe la Finanțe, funcționează, dar a fost ținut la relanti. Cu alte cuvinte, Ministerul de Finanțe nu a alocat așa cum ar fi trebuit să aloce bani, inclusiv astăzi. Chiar și banii de la Uniunea Europeană, în loc să-i orientăm către acces și echitate, și mai nou aș spune siguranța copiilor, imediat facem lucruri simple. Cumpărăm tablete, cumpărăm laptopuri. Eu nu spun că nu avem nevoie și de aceste lucruri. Dar cum să mă gândesc la o tabletă dacă eu nu sunt sigur că acel copil este ok ca să învețe și să lucreze cu laptopul sau cu tableta. Al doilea aspect, performanța și recunoașterea performanței. Zilele trecute urmăream un interviu al unui fost prim-ministru, n-am să nominalizez, nu sunt membru de partid, nu vreau să apară ca un atac politic, pentru că nu am niciun interes în acest sens, dar un fost prim-ministru și șef de guvern care povestea cât de mult a ținut la calitatea oamenilor pe care i-a numit. Și mă întrebam, oare cum poți să ignori o realitate prezentă în presă, cea despre care vorbeați și dumneavoastră?
persoane angajate la Apele Române care nu înțelegeau, nu știau ce înseamnă amonte și aval. Sau persoane angajate în zona energiei, dar care au avut SRL-uri în pompe funebre, sau mai știu eu. Din păcate, da, exemplele politice pe care noi le vedem și dumneavoastră, presa, le prezentați periodic, nu sunt dintre cele mai bune. Și dacă vă veți uita pe cercetările care s-au făcut, de exemplu, în rândul medicilor, medicii care au plecat din România și care înseamnă o resursă umană extraordinară, o investiție foarte mare făcută de orice țară pentru a forma medici. Medicii nu pleacă, spun ei, n-au plecat pentru că n-au avut salariu corespunzător sau au plecat din două motive. Unu, respectul profesional, și asta înseamnă inclusiv respectul față de competență, și doi, condițiile de lucru. Ori, atunci când vrem să adresăm o problemă, au crescut salariile și foarte bine că au crescut în urmă cu câțiva ani pentru sectorul medical, dar degeaba rezolvi o problemă dacă nu rezolvi și toate celelalte probleme. Noi vorbim despre diasporă, vorbim despre olimpici, ne întrebăm de ce 99,99% din olimpici aplică la universități în străinătate, ne pare rău că nu vin la universitățile românești. Câți sunt politicienii sau miniștrii educației care să-i întrebe ce nu vă convine, ce nu e în regulă, ce ar trebui să fie în regulă ca să vă întoarceți? Pentru că, atenție, eu am studiat în străinătate și problema mea nu este dacă pleacă să studieze în străinătate. Problema este atunci când nu vor să audă de revenirea în țară. Domnule profesor, ați fost olimpic, ați participat la Olimpiade Internaționale de Matematică, ați câștigat, ați fost profesorul lotului olimpic de matematică. Cum se poate face mai bine performanță de vârf în România în niște condiții care să permită, dacă vreți, creșterea numărului de copii care acced la aceste performanțe deosebite? Mă gândesc la China, de exemplu, care are un model diferit, în sensul că extrage copiii cu performanțe și îi duc în școli complet diferite, ceea ce este firesc. În România acest lucru nu se poate face. Acum să știți că, de fapt, chiar China și multe alte țări au preluat modelul claselor speciale pe care le aveam noi în anii 70. Și eu am făcut parte dintr-o clasă specială, de fizică întâmplător, când la Brașov nu era de matematică. Și performanța acolo a fost extraordinară, nu neapărat la fizică, la matematică sau la științe exacte, dar la toate materiile. Era o anumită comuniune, comunitate de oameni care se întreceau între ei să arată cât pot să dea, cât pot să învețe de bine și cât de departe pot ajunge. Și am fost într-o clasă în care, cred că 8 sunt profesori universitari și mai multe, și toată lumea are funcții care, intelectuale, pe care și le-a slujit cu cinste. Pe de altă parte, lumea face o confuzie adesea când vorbim despre olimpicii de vârf. Aceștia sunt foarte puțini și sunt foarte specializați. Și la matematică, și la fizică, și la chimie, și la biologie, și la alte multele, dar nu la toate, pentru că acolo deja unele frizează chiar absurdul anumite olimpiade. Dar urmează categoria a doua, copii foarte buni la școală și doritori să ajungă cât mai departe, iubind cartea, cum se spune, și fiind dedicați învățământului, învățatului. Da? Sunt o masă foarte mare. E, la linia aceasta a doua mă refer. Da. Cum am putea să îi facem să... Acum, nu știu mai în ce măsură societatea și modul de a gândi egalitatea de șanse ne poate duce în a face selecție și a face locuri speciale de pregătit copiii mai buni. Nu tind să ajungem chiar până acolo, dar sigur că atunci când e vorba despre excelență, aceia, să zicem, unul la mie dintre copiii care poate că frizează geniul, aceștia trebuie crescuți cumva separat. Separat. Trebuie ajutat să învețe mai mult, să învețe cât pot. Și de ceilalți să avem foarte mare grijă pentru căile pe care o iau. Pe de altă parte, am observat un lucru. De-a lungul anilor și probabil clicul mi s-a făcut prima dată când am predat în America în anii 90 la început. Și am observat că studenții din primii ani, 18-19 ani, vin total nepregătiți, să zicem, la matematică, față de cum erau copiii din România sau cum sunt copiii din România. Dar progresul lor la studiile universitare este extraordinar.
Și am avut situații inclusiv cu studenți români care au ajuns la universități mari americane, pe laurii victorilor din Olimpiadă. Erau net peste studenții americani sau cei născuți în America, să vorbim, că aici e vorba și despre alte naționalități care s-au dus în America. Păreau de neatins. Ei, au fost întrecuți de acest stil universitar care înseamnă foarte mult, să dai foarte mult, să cere foarte mult și dacă vrei să ajungi departe, trebuie să dai și tu foarte mult. Și aici ar trebui să, cumva să, uitați de exemplu, e vorba de examene naționale și despre bacalaureat. Eu, de exemplu, pentru matematică, așa cum se desfășoară examenul, nu sunt bucuros sau nu sunt mulțumit că acest examen poate cuantifica cunoștințele, hai să zicem, cunoștințele copilului în domeniul respectiv și modalitatea lui de a se referi la obiectivitatea din afară folosind aparatul pe care îl are. Acolo sunt niște rețete. De 20 de ani facem rețete pentru bacalaureat la matematică, pentru examenul național la matematică, care nu știu cât verifică de mult posibilitatea acelui copil de a învăța mai departe și de a înțelege materia respectivă. Nu mă refer la limba română, de exemplu, pentru că nu mă pricep, dar și acolo am văzut în anumite situații că sunt niște lucruri care nu verifică capacitatea copilului de a merge mai departe și de a se referi la realitate. Eu pot să vă spun din exterior, referitor la subiectele de matematică, pentru că am avut ocazia să văd recent niște subiecte și cred că principala problemă a acestor subiecte este aceea că nu stimulează creativitatea copiilor. Exact. Ele sunt mai degrabă testarea unor rețete, dacă sunt în stare să identifice ceva. Dar mi-aduc aminte că revista Gazeta Matematică publica cândva subiecte foarte dificile și era o mare onoare să-ți apară numele acolo că ești rezolvitorul unei probleme. Și acum publică. Da, dar acum subiecte. Nu mai este, cum să vă spun, în școală, nu mai este o emulație așa. Înainte ne urmăream unul pe altul să vedem dacă ne-a apărut numele. Nu ne-a apărut, exista tot timpul o discuție, ți-a apărut, mie nu mi-a apărut. La sfârșitul anilor 60, începutul anilor 70, Gazeta Matematică avea 120.000 de exemplare care se distribuiau în chioșcurile poștale, chioșcurile de ziare. E, acum, cu greu, am ajuns și ne lăudăm cu asta să avem 8.000 de exemplare tiraj, ceea ce e mult în situația presei din ziua de astăzi. Dar faceți diferența. Și gazeta aceea ajungea la fiecare copil din clasă, la mine, de exemplu, dar cred că și în școală. Vreau să vă întreb legat de viitorul matematicii, pentru că în momentul de față, informatica, inteligența artificială, este cea care tinde așa să se extindă foarte mult. Și am observat că există tentația de a transforma o parte din orele de matematică în ore de informatică, cel puțin la nivelul școlii generale. Credeți că este o soluție bună? N-aș vrea să răspund aici, pentru că sunt în mare parte de acord cu acest lucru, pentru că, sigur, colegii mei, profesori de matematică, ar intra în panică. Nu, adevărul este că domeniile astea noi ale informaticii, cum e recunoașterea formelor, inteligența artificială, de fapt, eu cred că cunoașterea formelor tot inteligența, încorporează neașteptat de multă matematică creată în ultimii 50 de ani. Dar ca să ajungi la acea matematică, totuși trebuie să ai noțiunile de bază. Vă dau un exemplu. Am un exemplu, probabil că sunt mai multe. Am mulți studenți cărora am predat în ultimii 20-30 de ani, am predat la Facultatea de Calculatoare matematica în anul întâi. Cu copii foarte buni. Adică am fost încântat că am avut copiii cei mai buni la matematică posibil. Printre ei erau și, să zicem, pasionați peste măsură de informatică. Genul de copil care stă toată noaptea cu calculatorul, programează, se angajează, face un programel. Rezultatul lor la examen era sub așteptări. Da? Cu greu le mai dădeam 6-7 știindu-i că sunt buni programatori și buni informaticieni. Și îmi răspundea, dar domn profesor, de ce? Mie ce-mi trebuie matematica asta? Foarte mulți dintre ei, care au devenit programatori de top, în firme de top, pentru programe de top de recunoaștere a formelor, au venit după aceea la mine să-mi spună, domn profesor, am de învățat într-o săptămână chestia asta din matematică. Păi, n-ai făcut-o la... Păi nu, mai n-am înțeles nimic atunci, așa crezut că nu trebuie. Păi uite, ia citește partea aia. Într-o săptămână învăța ce nu era în stare să învețe într-un an. Pentru că avea nevoie să-și facă plăcerea lui, că era
Nu era vorba numai de banul pe care îl câștigă pentru acel program. Asta este treaba cu informatica și copiii ar trebui să știe. Gândirea informatică nu e diferită de gândirea matematică de vârf. Și vă mai dau un exemplu care probabil că e foarte sugestiv. În ultimii 10-15 ani, problemele cele mai grele, așa numita problemă 6, sau problema 3, când două zile se dau câte 3 probleme, de la olimpiadele de matematică, erau create de informaticieni și aveau iz combinatoric, dar din informatică. Încă o întrebare legată de olimpiadele de matematică. M-am uitat pe niște statistici înainte de interviu și am observat că după 2000, în România, a scăzut totuși nivelul de performanță, adică locul pe care ne plasăm în ierarhia mondială. Două motive. Principalul este că țările Marelui Tigru, zona Marelui Tigru, au investit enorm cu acele școli speciale și dorință de a... De exemplu, Hong Kong sau Japonia, înainte de 1990 și 9, nu existau în topul 20. Dar au investit, au făcut școli și doi la mână, noi, cei de la care au învățat ei să pregătească pe copii pe o perioadă mai lungă în anumite locuri speciale, cu profesori speciali, am renunțat la lucrul acesta. Noi nu mai avem mai mult de o săptămână, două, care stăm cu copiii într-un loc retras și asta la sfârșitul, momentul în care am ales loturile. Pe de altă parte, nici în școli nu mai există acea emulație și acea dorință a profesorilor de a-și avea, vedea copiii în frunte, de a închega un colectiv de 3-4 copii cei mai buni la matematică în clasă și de a-i pregăti pentru un mod special de a face matematică. E o diferență față de matematica din școală și cea pentru competiție. Aceea e mult mai apropiată de clicul care se face când descoperi o teoremă de matematică. Aici, la matematica din școală, este vorba de ce ai învățat și de a face un exercițiu cu care să arăți că ai înțeles ce ai făcut. Eventual. Ei, aici sunt diferențele. Și atunci nu mai există acea, să zicem, acei 5-6 copii de la un liceu din Iași sau din Bacău care vin toți în lot pentru că s-au pregătit împreună și dintre ei 2-3 reușesc să ajungă în lotul național. Profesorii și foarte mulți copii se gândesc, domne, păi poate e mai ușor să mă duc la olimpiada de, nu știu, de biologie sau de unde e mai ușor decât la matematică, nu-mi trebuie atât de mult. Sau la științele pământului. Bine, aici poate puțin greșesc, pentru că acolo trebuie foarte multă fizică și chimie la un loc și matematică. Am avut un elev care a câștigat Olimpiada Internațională de Fizică la un liceu privat din București cu ani în urmă și care mi-a spus, eu țineam un cerc de matematică în școala respectivă, o dată pe săptămână, ăsta era copilul cel mai genial de acolo, nu se ducea la matematică, considera că alții mult mai buni, dar de mic copil citise de toate, fizică, matematică, chimie, atlase, filme și așa mai departe și a fost pe locul întâi la Olimpiada de Științe de Pământului, internațională. Domnule rector, vreau să vă întreb același lucru, având în vedere că... Nu știu ce vreau să mă întrebați, dar eu cred că e important să subliniem din discuția pe care o avem aici, că un sistem, reiau fraza pe care ați folosit-o dumneavoastră, sistem de educație nu are soluții unice. Ori, acesta este unul dintre defectele noastre. Uitați-vă, mă gândeam la ce spunea domnul profesor și, cred că ăsta e punctul pe ei. Gologan și interesul profesorilor. Uitați-vă la modul în care se constituie o normă didactică pentru un profesor de liceu și veți vedea că, de fapt, ai aproape soluție unică. Asta înseamnă că un inspector școlar sau un director sau un ministru nu poate să ia un profesor și să-i spună gata, de azi înainte nu mai predai la clasele 9-11, te duci la Znagov și stai 14 ore pe zi, timp de un semestru întreg și lucrezi cu acești copii. Deci noi avem soluția unică. Încercăm să definim așa undeva o medie și cam așa să arate și elevii, și profesorii, și școlile din România. Când de fapt noi trebuie să avem un sistem diferențiat. S-a făcut atâta scandal, și rar folosesc acest termen, dar asta facem noi, scandal în raport cu bacalaureatul. Niciodată nu ne-am întrebat, dar de fapt, care e problema cu bacalaureatul? Când am fost ministru, am introdus posibilitatea să ai a treia sesiune de bacalaureat în ianuarie-februarie. Mare scandal că ministrul educației vrea să scadă calitatea bacalaureatului. Eu sunt pedagog, pe mine mă interesează copilul. Copilul care a căzut la bacalaureat în iunie-septembrie, ce face el un an de zile? Într-un an de zile îi scade motivația.
Dacă vrei să-l menții cu un tonus ridicat, dă-i perspectiva de a relua examenul în câteva luni, timp în care se poate pregăti privat sau la școală. Evident, niciun ministru n-a accesat acest instrument, care există în lege. De ce? De frică. Care-i frica? Și mai este un aspect, noi am ritualizat examenele naționale. Din fericire, pentru protecția datelor personale, am scos numele pentru că era un tabloid, o tabloidizare generală, copilul X, copilul Y. Pe mine nu mă interesează cine a trecut și cine n-a trecut. Pe mine mă interesează ca fiecare elev să aibă posibilitatea la un moment dat să performeze. În Statele Unite, dacă vrei să dai testul de... există un anume tip de bacalaureat, te programezi când vrei... Unul dintre ele, sunt și altele. Te programezi cât vrei, dacă nu-ți convine rezultatul sau dacă nu l-ai luat, nicio problemă, te mai programezi peste 2-3 săptămâni, poți să dai acest examen și în clasa 11. Deci noi am rigidizat acest sistem și când am făcut acea modificare la legea educației și a ieșit mare scandal, am stat și m-am întrebat, domne, deși sunt absolvent de pedagogic, nu mi-aduceam aminte. Când a fost definit sistemul de examen de bacalaureat, așa cum este el acum? Sigur că bacalaureatul a suferit niște reforme, dar pe fond el a fost definit în 1864. Deci dacă în 2014, când eram eu ministru, vrei să adaptezi un pic, să schimbi, să... nu e bine. Cred că ați devaluat, fără să vreți probabil, una dintre greșelile strategice după 1989 în privința reformei educației, și anume reforma trebuia să înceapă cu profesorii și nu cu manualele. Bun, asta e un alt subiect. Noi avem, și eu nu spun că e rău, dar noi transformăm manualul în icoană, când de fapt sunt țări care nu au manuale. Au doar programe și unele sunt recomandate, programe recomandate, programe minimale și programe recomandate. Ce înseamnă acest lucru? Că profesorul are libertatea să lucreze la clasă cu ce crede el că se potrivește mai bine pentru copiii săi. Și dacă ai transforma, ai retransforma profesorul într-o instituție și nu într-un multiplicator de metode, atunci, cred că mult mai mulți profesori ar simți că sunt respectați, sunt apreciați și ar munci cu mai mult interes la clasă. Vă mai dau un exemplu. Profesorul de istorie. O oră de istorie pe săptămână. Norma este de 16-18, depinde de... Ce fel de relație construiește profesorul de istorie cu elevii săi? 16 clase ori 20 și ceva, teoretic, 24-26, practic poți să ai și 30 în clasă. Nu? Celebra relație între profesor și elev. Profesorul care știe mai mult despre elev decât ce spune la tablă. Celebra discuție la Propilee din tabloul lui Rafael, discuția între profesor și exact. Studenți. Dați-mi voie să vă spun că e antipedagogic de la bun început. Cine greșește? Ministerul Educației. Iar când am încercat să reduc și am redus norma cu câteva ore, mi s-a spus că ce e asta, să dai un salariu pentru 16 ore pe săptămână. Păi profesorul nu muncește 16 ore pe săptămână. Dialogul, eu vreau ca profesorul, mi-aș dori ca profesorul să aibă dialoguri unul la unul în afara orei de istorie și în felul acesta poți să construiești și o personalitate a elevului. Pentru că noi ne concentrăm foarte mult pe informații. Am o experiență recentă în acest an școlar, într-un fel o abordare paralelă, sistemul de educație în SUA, sistemul de educație în România, deși în SUA sunt mai multe modele, unul dintre modele într-unul din state. Nimic memorat, nimic. Totul, istorie, geografie, fizică, psihologie, nimic memorat. Și dacă se punea problema să rezolvi un exercițiu și aveai nevoie de niște date, toate datele ți le puneau în stânga. Iar tu trebuia să gândești în dreapta. Pe noi ne interesează când a domnit Mihai Viteazu, când a fost războiul de independență, în loc să înțelegem de ce a fost nevoie de războiul de independență și care au fost urmările. Dacă spui datele și când au avut loc trei bătălii, știi istorie. Greșit. Am încheiat. Un prieten îmi spunea mai în glumă, mai serios, că singura mafie din Statele Unite este mafia profesorilor de matematică din universități, pentru că aproape că nu există o universitate americană fără un profesor de origine română de matematică.
adevărat. De această, acest talent nativ pentru un element atât de abstract cum este matematica. E greu de spus. Acum, uitați-vă și la începuturile matematicii românești, urmarea revoluțiilor de la 1848, crearea marilor universități care aveau importanță în statele lor. Românii au fost de multe ori ajutați de oficialitățile timpului, care erau mai isteți, să studieze în afară. Și așa au apărut primele doctorate și primele, să zicem, diplome de excelență obținute de români, destul de ușor. Gândiți-vă că un Spiru Haret, în 2 ani de zile, și-a făcut un doctorat care a fost celebru în o epocă. Sigur, se scursese, se găsise înăuntru, era, e o mică greșeală, dar care nu i s-a datorat lui Spiru Haret. Era Poincaré, care era șeful comisiei de doctorat, care, marele Poincaré, care ulterior a dezvoltat această teorie pornind de la greșeala care apărea în teză. Ca să înțelegeți, în 2012, deși domnul profesor Gologan era la curent de mult cu teza a lui Spiru Haret, în 2012 am republicat teza de doctorat a lui Spiru Haret și ne-am pus întrebarea ce facem cu greșeala din teză. Domnul profesor a fost cel care a redactorul științific al lucrării. Da, a fost o apariție minunată și acum am uit cu plăcere peste rândurile acelea. Da, deci există un dat care probabil e legat de vicisitudinile istoriei, de modalitățile în care în situații critice românul trebuie să găsească cea mai simplă matematic soluție ca să scape, nu? Probabil că și amestecătura de seminții. Da? Nu suntem într-un loc în care putem să jurăm că suntem doar daci romani. E influență și din nord, e influență și din est, e influență și din sud. S-a conceput o gândire mai bună. Uitați să vă dau un exemplu. Mi-a povestit un fost coleg de institut, era director pe vremea respectivă, fusese în anii 90 la început la o conferință internațională și un matematician celebru chinez îl întreabă, dar zice, ce populație are România? Și răspunde, vreo 20 de milioane. Ei, na, eu am crezut că 200 de milioane, după câți matematicieni buni aveți. Știți cam că asta este. Există și un revers al acestei abilități extraordinare. În multinaționale circulă o glumă, și anume, dacă vrei să dezvolți o multinațională, angajează un român. Dacă vrei să o distrugi, angajează doi. Da, sigur că da. Și faptul că s-au răspândit, uitați, acum mă trezesc adesea că citesc despre matematicieni de origine română pe care eu nu i-am cunoscut la olimpiade. Ei sunt realizați după ce s-au dus să studieze străinătate sau pe contul lor, fără să aibă un impuls de undeva, s-au dus și au făcut doctorate excepționale. Se tot vorbește aici în Parlament despre o nouă lege a educației, o nouă viziune, cu experiența pe care o aveți. Care ar trebui să fie elementele cu adevărat noi, care ar trebui să fie conținute în această lege? Eu totdeauna am spus, după 90, că probabil cel mai bun lucru era ca acea lege a învățământului, chit că era de sorginte comunistă și avea tot felul de lucruri care se puteau elimina ușor ca să fie o lege bună și adăuga câteva lucruri. Era o lege care era experimentată, trecuse faza de implementare destul de bine. Din păcate, de foarte multe ori s-a încercat ideea asta nouă, hai să facem ceva nou, hai să facem... Ori, făcutul pe genunchi a unei legi, nu cred că va da rezultate vreodată. Așa cum o teză de doctorat făcută în 2 luni de zile, n-are cum să fie extraordinar. Domnule rector, ca fost ministru, situația pe care o aveți acum de rector, care sunt modificările pe care vi le-ați dori într-o nouă lege a educației? Am fost în urmă cu mai mulți ani la un seminar la Kennedy School of Government pe probleme de higher education și am stat vreo 5 zile, cred, acolo cu alți rectori din alte universități din străinătate, dar și cu președinți de universități americane și în ultima zi am primit o întrebare cam de genul acesta. Care ar fi primul lucru pe care l-ați face? Și eu am răspuns, aș schimba legea finanțelor publice. Pentru că, de fapt, multe dintre problemele noastre din zona educație
au legătură cu rigiditatea finanțării și suma mică. Deci, atenție, sunt două lucruri diferite. Odată, suma pe care o ai, cum poți să o utilizezi și, doi, cât ai. Ori, dacă noi avem 2, nu știu cât la sută, în timpul, apropo de mandatul meu, evident că nu este meritul meu, pentru că un ministru educației activează într-un guvern și este meritul guvernului. Dar în perioada respectivă de 2 ani, bugetul a crescut constant. Am înțeles că în urmă cu o lună România a anunțat că pe următorii 10 ani noi rămânem sub 3%, a anunțat Bruxelles pe o previziune a finanțării. Dacă rămâi sub 3%, legea educației poate să arate oricum. Tot aia. Dacă vrei să obții rezultate, atunci trebuie să ai într-adevăr o finanțare corespunzătoare și ce anume trebuie să finanțezi, tocmai ce am discutat. 1. Accesul și echitatea, adică să te duci să-i cauți pe acei copii despre care am spus că îi pierdem pe traseu și să-i repui în sistem sau să nu-i lași să iasă din sistem. Și 2. Învățământul diferențiat. Costă? Da. Vorbeam de 30 de elevi la clasă. Finlanda are 16. Ba uneori are chiar mai puțin. Când ne vom permite aceste lucruri, atunci putem să discutăm și cum să fie organizată școala și cum să arate programa școlară, dar dacă tu faci la grămadă și cu bani puțini, rezultatele vor fi așa cum sunt și până acum. Vreau totuși, și am făcut-o public și n-am absolut nicio problemă să reiterez, ceea ce a făcut președintele Iohannis este corect și anume, nu vă dau eu soluțiile, dar sub patronajul instituției prezidențiale, haideți să discutăm despre educație. Am participat și eu cu experiența mea, cred că a fost este un document de politici publice bine gândit. Acum să vedem capacitatea guvernului de a transpune acest document într-o lege și a finanța sectorul educație corespunzător. Orice politician vine și îmi spune cât de preocupat este de soarta educației. Dacă nu alocă sumele corespunzătoare, totul este politicianism. Domnule profesor, predați de peste 50 de ani. Peste câteva zile. Am fost în fața clasei de 50 de ani. Peste câteva zile împliniți 70 de ani. Ce sfaturi le-ați da profesorilor, în special pentru România de mâine? Cred că lucrul după care m-am călăuzit, am vrut să fiu dascăl de mic. La început, deci când am terminat facultatea, am fost 3 ani de zile, așa cum era atunci, stagiu în producție, eram profesor la un liceu industrial, școală de maestri, așa mai departe. Mi-a plăcut și am învățat foarte multe, foarte multe de cum trebuie tratați elevii, ce înseamnă România adevărată, pentru că copiii proveneau din foarte multe medii posibile în România. După aceea am lucrat într-un institut, ulterior când mi s-a oferit posibilitatea de a veni la Politehnică, am îmbrățișat cu drag ideea asta, pentru că de mic mi-a plăcut, mama era profesoară și tot de matematică și eram entuziasmat să o văd venind cu tezele și corectând teze și având cui să-i pun o întrebare, mi-a plăcut. Și am învățat de la ea un lucru, totdeauna mi-a spus, și acum mai îmi spune uneori, iar te-ai dus la televizor, dar n-ai spus un lucru. Ca să fii profesor, în primul rând, trebuie să ai har să iubești copiii. Asta e primul lucru pe care l-ați transmite. Și oamenii de succes ca pedagogi pe care i-am cunoscut de-a lungul vieții, asta au însemnat. Au iubit, în primul rând, copiii și tinerii. Fie că este vorba de profesorul Stănășile, Dumnezeu să-l ierte, de la Politehnică, despre care n-am auzit de foștii studenți decât spunând ce om minunat era și cum ne trata pe noi ca viitori intelectuali. Sau profesorul Bălună de la Mihai Viteazu, coleg cu mine, care tot așa are o anumită severitate în el, dar toți copiii care au trecut prin clasele lui îl venerează după ani de zile. Ăsta este primul lucru. Și sigur că atunci când ai sentimentul acesta, atunci automat te și autodefinești și te și pregătești în așa fel încât să poți transmite acest lucru. Pentru că sunt foarte mulți profesori care au fost extraordinari în carieră, fără să fie studenți eminenți. Dar în momentul în care au ajuns la catedră și au descoperit că au acest har și dragoste pentru copii, au redevenit școlari și au învățat într-una și de la copii și de la colegii mai în vârstă, și ajungând profesori de elită. Unii chiar au pregătit
zeci de olimpici internaționali. Domnilor, mulțumesc foarte mult! Mulțumim și noi pentru invitație. Mulțumim și la mulți ani domnului profesor! Mulțumesc frumos!